Vânătorii din Lugoj sărbătoresc 100 de ani de când s-au constituit într-o asociație în data de 20 septembrie, zi care coincide cu ziua vânătorului. Cu această ocazie, în zona complexului Păscărușu, ceaunele se vor încinge, vor fi invitați vânători din toate grupele și vor veni oaspeți de seamă. Atmosfera petrecerii va fi asigurată tot de un vânător, Doru Petrean, care va cânta cu formația, dar vor fi și alte surprize pregătite de organizatori. Clubul Vânătorilor și Pescarilor Lugoj, aparținător de AJVPS Timiș, a avut încă de la înființare rezultate notabile, atât în ceea ce privește gestionarea fondurilor de vânătoare, cât și în cadrul competițiilor de tir sau pescuit, unde lugojenii au fost întotdeauna priviți cu respect pentru rezultatele deosebite aduse. 100 de ani foarte frumoși, bine reprezentați, cu rezultate foarte bune. Ne-am ocupat mult de îngrijirea vânatului, selectarea vânatului. A fost mai mult o activitate sportivă, lucrativă, dar care a dat rezultate foarte bune. În momentul ăsta suntem la nivel de județ clubul cu cele mai bune rezultate financiare. Pe lângă rezultatele notabile obținute, demne de menționat sunt și celebrele vânători ale bunicilor, unicate în țară. Legenda spune că la Lugoj a fost inventat pentru prima dată în țară balul vânătorilor de către regretatul Viorel Bulgărescu, secretarul filialei Lugoj, timp de mai mulți ani. De la clubul din Timiș și culmea de la clubul din Lugoj s-a pornit cu vânătoarea bunicilor. Domnul Bulgărescu a fost inițiatorul acum 40 de ani. Și de atunci am păstrat tradiția, la fiecare 2 ani invităm toți bunicii, toți care sunt trecuți de 65 de ani, avem până la 84 de ani vânători încă activi și marcăm, anul ăsta iară va fi, nu știm, Buziașul o face sau Paniova, va fi din nou tot așa în aer liber, o să vă chemăm și pe dumneavoastră să vedeți cam cum ne sărbătorim noi vânătorii. În prezent, Clubul Lugojan administrează 6 grupe de vânătoare, iar la nivelul întregului județ, AJVPS Timiș a înregistrat 1154 de membri vânători și 1984 de pescari.